Slujirea propriului popor, disciplina, religie, cultul ortodox, clasa 5-a. Sfânta Scriptură, mai exact Vechiul Testament, ne vorbește și despre istoria poporului ales. Acesta, de-a lungul timpului, a avut numeroși conducători sau credincioși care s-au remarcat prin iubirea lor față de poporul din care făceau parte. Unul dintre acești conducători a fost Moise, care cu mult curaj a îndeplinit toate poruncile lui Dumnezeu pentru a-și elibera poporul din sclavia egipteană. După mulți ani de la eliberare, poporul ales cade în robia babiloniană. În această perioadă se remarcă un tânăr frumos la chip, înzestrat cu înțelepciune, minte ageră și pricepere, numit Daniel. Acesta a slujit împăratului, dar a știut să-și păstreze și credința și obiceiurile, fiind un exemplu pentru toți ceilalți. A fost un adevărat erou. Eroi au fost, eroi sunt încă și or fi și în neamul românesc, căci rupți sunt ca din tare stâncă românii ori și unde cresc. Da, avem și noi românii eroi cu care ne mândrim. Amintesc câțiva conducători patrioți care și-au iubit țara și s-au jertfit pentru ea. Ce domnitori cunoașteți din Moldova? Eu îl dau ca exemplu pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Iată ce spun cei care l-au cunoscut personal. În istoria Poloniei se spune, după a mea părere, el este cel mai vrednic să îi se încredințeze conducerea și stăpânirea lumii. Cronica lituaniană amintește, a poruncit în toată țara ca, sub aspră pedeapsă, nimeni să nu-i atribuie lui această biruință, ci Domnului Dumnezeu. Raportul doctorului Mateo Muriano. El este un om foarte înțelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supușii săi pentru că este îndurător și drept. Iar cronica poloneză spune, din cauza nespusei lui vitejii, îl socotesc ca sfânt. Notați pe caiet trei caracteristici ale domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Cum și-a slujit el poporul? Cum se numește domnitorul din țara românească care a intrat victorios în Alba Iulia? Mă bucur că ați învățat despre Mihai Viteazul. În timpul lui Mihai Viteazul, mai 1600, s-a realizat pentru prima dată unirea politică a celor trei țări românești cu un singur conducător. Scrisoarea capitanului Albert Chiralii către principele Ardealului Sigismund Bathory spune: în ceea ce îl privește pe Mihai, voievodul de aici, din Valahia, nu pot decât să-i aduc laudă cu adevărat, căci el este un militar excelent, bun și viteaz, ceea ce a dovedit cu fapta sa. El este cu credință față de creștinătate, nu aparent, ci din convingere, cu tot zelul. Alteța voastră princiară îi datorează laudă dreaptă și cinstire. Notați pe caiet trei caracteristici ale domnitorului Mihai Viteazul. Cum și-a slujit el poporul? Dar de familia lui Constantin Brâncoveanu ați auzit? Constantin Brâncoveanu și fiii lui, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, au fost martirizați pentru că și-au apărat țara și credința. În timpul vieții lui și-a slujit țara prin faptele bune pe care le-a făcut pentru ea. Brâncoveanu a fost un gospodar desăvârșit și bun administrator al bogăților țării.
a construit multe clădiri religioase și laice, dezvoltând stilul brâncovenesc, a dezvoltat tipografiile și școlile. Cel ce pentru dreapta credință și pentru neam te-ai învrednicit a suferi moarte de martir împreună cu fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și cu sfetnicul Ianache, drept credinciosului voievod Constantine, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Notați pe caiet trei caracteristici ale domnitorului Constantin Brâncoveanu. Cum și-a slujit el poporul? Iată, noi românii am hotărât ca în ziua de înălțare a Domnului să cinstim și eroii neamului. În această zi se săvârșește slujba de pomenire pentru eroii neamului românesc. Creștinii, mici și mari, aduc coroane de flori la monumentele închinate lor. Și din așa strămoși de seamă, în veci s-or naște luptători ce pentru patria lor mamă vor sta ca vrednici următori. Și voi vă veți sluji poporul cu dragoste și mult curaj. Notați pe hartă cum vă veți sluji voi patria. Cum veți da dovadă de patriotism?